Noi măsuri luate la Râmnicu Sărat după ordonanța militară numărul 2. În cadrul unei videoconferințe convocată de primarul Sorin Cârjan, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a aprobat acordarea unui pachet minim cu hrană pentru o perioadă determinată de timp persoanelor vulnerabile aflate în autoizolare, dar și centralizarea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, Comitetul a decis ca toate acțiunile de ajutorare a persoanelor vulnerabile să se desfășoare doar prin Direcția de Asistență Socială, toți cei interesați să-și ofere serviciile în mod voluntar, urmând să contacteze conducerea instituției. Suntem împreună cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială pentru a furniza pachete minimale de hrană persoanelor care se află în dificultate, respectiv persoane care sunt în izolare și nu are cine să le facă aprovizionarea sau persoane care vârstnice și care nu reușesc să meargă să se aprovizioneze. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a mai hotărât ca asociațiile de proprietari să realizeze zilnic dezinfecția pe scările de bloc. În acest sens, asociațiile de proprietari trebuie să-și achiziționeze atomizoare. Am hotărât ca toate asociațiile de proprietari să-și facă dezinfecția zilnic. În acest scop să-și achiziționeze atomizoare și toate scările de bloc să fie igienizate zilnic. Sunt prea multe sesizări venite din partea cetățenilor care reclamă faptul că nu se întâmplă la toate asociațiile lucrul acesta. Autoritățile din Râmnicu Sărat urmează să instituie și măsuri de restricționare a accesului rutier pe anumite străzi din municipiu. De asemenea, s-a propus să analizăm împreună cu Poliția Municipală și zilele acestea vom lua o decizie în privința limitării circulației auto pe anumite străzi, zona spitalului în mod special, pentru a fluidiza traficul în zonă. La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile din Râmnicu Sărat au decis închiderea parcurilor și locurilor de joacă în perioada 20 martie-15 aprilie, cu posibilitate de prelungire a acestui termen. De asemenea, primăria a hotărât dezinfectarea străzilor și a zonelor pietonale din Râmnicu Sărat. Lucrările sunt realizate de societatea Aquaterm, urmând ca odată cu extinderea acțiunilor să se alăture și administrația domeniului public, care va acționa cu personal și echipamente proprii.